Vreau să vă prezint următorul nostru vorbitor. Îl știm cu toți, este cofondator Five to Go, Radu Savopol. Salutare, Radu, ce faci, domnule? Salut, salut. Bine, bine, uite, după prima ședință de bord, după anul ăsta, și am luat o pauză acum să ne vedem. Mă bucur foarte mult și îți mulțumesc mult pentru că ai acceptat invitația noastră, pentru că, uite, ai putut să faci această pauză, să ne vedem. Așa că, Radu, spune-mi un pic care sunt noutățile și ce mai face Five to Go? Păi, Five to Go face bine. Am lansat, ca și tizul meu, Radu, am lansat ceva nou, un pahar de 20 de ozi la 650 de mililitri, o ediție specială, să spunem, timp de un an de zile. Se numește paharul Retro și anul acesta o să fie un pahar cu cele 12 zodii, în parteneriat cu, avem ca imagine pe Neti Sandu, și este un lucru inedit faptul că acest pahar conține 3 shoturi de cafea, un pahar mare care se vinde la 15 lei. E pentru businessul nostru, pentru conceptul pe care l-am început acum 6 ani de zile. E al doilea pas mare după ce am început să vindem la 10 lei, acum vindem la 15 lei cafea, ceea ce dă cu totul și cu totul altă dinamică business-ului. Pentru că deja Five to Go a devenit un brand care nu mai este ancorat doar în 5 lei. Și asta cred că contează foarte mult și cred că cei care ne-au urmărit și-au dat seama că cum am reușit să facem toată această trecere în cei 6 ani de zile, sau mai bine spus în cei 3 ani și jumătate, că de 3 ani și jumătate am început să ieșim din zona de 5 lei. E o strategie gândită, o strategie bine pusă la punct, pentru că s-au mai întâmplat cazuri în lume în care trecerea de la concepte de fixed price către prețuri dinamice nu au fost cele mai câștigătoare și s-a simțit în toată ecuația business-ului. În rest, suntem bine, atingem 200 de locații anul ăsta, ne propunem undeva spre să depășim cifra de 300-320 de locații anul viitor și ne ducem cu toate pânzele sus spre 500 de locații în următorii ani de zile. O cifră impresionantă și felicitări pentru asta, pentru că iată 500 de locații în acești ani de activitate, din punctul meu de vedere este un rezultat impresionant și vă felicit pentru ceea ce faceți și pentru toată misiunea. Apropo de, mă gândesc acum la acele pahare, sună interesant și în parteneriat sau în fine alături de Neti, dar 3 shoturi de cafea, Radu, spune-mi, este doar pentru cei cu inimă puternică sau poate fi pot oricine? Nu e. E pentru dacă, nu neapărat să-ți iei un bus, dar e o cafea care poți să îți iei la 8 dimineața, să tragi de ea până spre după prânz. Da, e un produs care e destul de vândut și în alte lanțuri de cafenele și ne-am aliniat și noi standardelor. Deci nu este ceva unic. Probabil, nu știu rețetele celorlalți, dar nu știu sigur dacă și ei îl fac tot cu 3 shoturi de cafea, 3 shoturi de espresso. E bine, acum când ne-am găsit energia și știm clar că atunci când nu prea avem starea aceea, putem bea un shot de cafea și ne vom redobândi puterile. Vreau să te întreb, care ar fi instrumentele pe care voi le folosiți în social media prin care promovați brandul Five to Go? Noi de la început am fost destul de curați așa în comunicare și am folosit Facebook-ul foarte mult timp și foarte bine și îl folosim. Instagram-ul la fel e un instrument care ne folosim des de el. Am făcut tot felul de parteneriate cu diverse persoane care ne-am folosit de imaginea lor și am reușit să creăm un brand, să-l facem brandul și mai îndrăgit prin prisma lor. Cred că, dacă mă întreb pe mine, cel mai folosit este Instagram. Dar nu am ezitat să facem și campanii de outdoor. Ați văzut și voi campanii de guerilla market când a fost
marketing când a fost cazul. Ne-am adaptat și am încercat să fim cât mai prezenți în toate mediile online. Dar fiind un business de proximitate, noi încă punem acces, punem focus așa pe promovarea a proximității. Când deschidem un magazin sau când deschidem un coffee shop nou într-un oraș, vrem să ne facem cunoscuți și mai ales în perimetrul unde deschidem. Deci e un pic atipic așa, nu este. Dar e clar că a devenit un love brand în mediile online și pentru marea majoritate a clienților, chiar dacă ei sunt din alte orașe și nu cunosc produsul foarte bine, în momentul când venim se vede că și-l doreau sau îl așteptau. Radu, apropo de ce spuneai de colaborări, sunt curios să ne spui cum e pentru voi, cum este pentru voi colaborarea cu influencerii și apropo de cei cu care ați avut parteneriate. Aș vrea să-mi spui cum a fost colaborarea, dacă voi le dați mână largă, să zic așa, le dați libertate să comunice așa cum simt ei, să facă propriile, să zicem, promovări, sau îi țineți totuși un pic mai strâns, și totodată cum sunteți la nivel de noi colaborări? Vă place să colaborați cu câțiva cu care ați văzut că aveți rezultate sau în mod constant încercați și noi persoane? Avem două categorii. Uite, de exemplu, una mai actuală, care tot în campania asta cu paharul retro cu zodiile, retro grand, cum a fost lansată campania, am făcut și cu Desideriu de la Retrograd, care este foarte pe val acum și care efectiv s-a pliat mânușă pe campania noastră și am folosit pagina lui și tot și am făcut un parteneriat pentru comunicarea cu zodiile. Acolo el a avut libertate și cele 12 mesaje au fost scrise de el și am promovat acest parteneriat retrograd. A fost win-win. Dar noi avem mai mult două categorii. Avem, să zicem, e mult spus influencer, dar sunt oamenii care iubesc brandul și care postează destul de des și care natural o fac în fiecare zi. Și am selectat de acolo, avem un bazin de clienți pe care de fiecare dată îi accesăm în momentul când vrem să facem o campanie. Aceia sunt clienții care efectiv sunt de ani de zile lângă noi, care au crescut cu noi. Și sunt, părerea mea, că cei mai reprezentativi, dacă mă întrebați pe mine, că totul se face natural și organic. Ceilalți influencer mai puțin, noi n-am accesat, de ce să spun, foarte, foarte des această categorie, dar suntem alături de ei și de fiecare dată când lansăm un produs, îl trimitem, facem diverse acțiuni cu ei. Dar efectiv ca imagine să folosim o anumită persoană, nu am făcut treaba asta, dar într-adevăr ne place să le trimitem și ei sunt consumatori de Five to Go și încercăm să-i ținem aproape și pe ei, dar n-am făcut. Cred că mai important sunt acel pool de clienți care sunt zilnic în locațiile noastre și care au pagini de 10, 20, 30, 50 de mii de like-uri sau de Instagram la fel. Adică sunt, cred că, oamenii care sunt cei mai reprezentativi pentru brandul nostru, pentru că îl fac în mod natural. Înțeleg întotdeauna la ce te referi și mă gândeam cât de important este să reușești să atingi acel punct în care afacerea ta să devină un love brand și, exact cum spui, chiar consumatorii și cei care sunt în mod frecvent clienți să-ți aducă această promovare în mediul social, în social media și în online, și mai ales că cel mai important este autenticitatea, faptul că ei o fac pentru că pur și simplu le place și cred că asta ne dorim să atingem cu toții. Asta am făcut de la început, încă din 2015, și aici este și meritul lui Lucian. Am făcut treaba asta încă de la primele like-uri pe pagina de Facebook, ne-am ținut foarte apropiați clienții și consumatorii zilnici. Cred că asta este unul din aturile noastre și ar trebui să fie și pentru cât mai multe branduri.
multe se diluează pe parcurs, cu cât devin mai mari, cu atât pierd contactul cu clientul fidel și cel de una. Noi încă interacționăm cu ei pe pagini, vorbim, avem diverse metode prin care ținem legătura, nu numai repostările sau nu știu ce. Deci chiar e o întreagă strategie în spate și echipa de marketing de la birou, pentru că noi suntem o companie care avem o colaborare externă cu agenție, dar departamentul principal este marketingul și îl avem intern și asta a contat de la început, că am putut să reacționăm rapid, am putut să dăm un răspuns, să fim lângă ei atunci când a fost o problemă sau un lucru pozitiv. Radu, mă gândeam acum, având în vedere că Five2Go în mod constant a venit cu noutăți și a fost deschis către noi soluții de promovare, știi că se vorbește în ultima perioadă foarte, foarte mult despre TikTok, acest canal, această platformă socială care este super creativă și care am văzut că poate atinge diferite industrii, apropo de zona aceasta, hai să zicem, a băuturilor. Văd o mulțime de TikTok-uri foarte, foarte amuzante și cu puțină creativitate cred că îți pot aduce un aport de imagine destul de interesant și aș vrea să te întreb dacă ești deschis și dacă aveți în plan să abordați și voi această platformă. S-a discutat la birou, deci am avut discuții pe tema asta. Nu știu sigur dacă s-au și inițiat primele, dacă s-a creat contul și s-au inițiat primele video sau primul content pentru TikTok. Dar cert este că au fost discuții foarte, cred că nu mai vechi de o lună de zile. Cred că este o metodă inedită. De ce nu, să ce putem pierde dacă încercăm? Adică nu avem ce să pierdem. Dimpotrivă, dacă este o carte câștigătoare, cu atât mai bine. Dacă încercăm și rezultatul nu este cel scontat, la fel nu avem ce pierde. Dar eu cred că va avea succes și pe zona cafelei, dacă găsim contentul care trebuie și care să capteze atenția celor care sunt pe TikTok. Și mai vorbeam mai devreme Alex de la Foodpanda de Snapchat și noi abordăm Snapchat-ul în diverse orașe încă unde mai funcționează. Deci am folosit și noi Snapchat-ul cu succes. Sunt România o țară mare în care diferă foarte mult de la zonă la zonă ce metode abordezi. Și asta e foarte interesant. Eu când mă duc la fiecare deschidere, când mă duc la Deva, la Hunedoara sau la Iași sau în București, discut și văd exact pe generația tânără de unde și-a informația. Și diferă foarte mult de la oraș la oraș. Nu este, ai senzația că e o chestie globală, dar poți să ai surprize și să ai succes cu un canal de comunicare într-un oraș în care poate nu e la modă la ora aceea Snapchat-ul sau TikTok-ul sau mai știu, sau poate încă e mai des folosit Facebook-ul decât Instagram-ul. Nu ai de unde să știi. Adică trebuie să stai de vorbă și să vezi exact, să identifici canalul. Așa, repet, fiind probabil o chestie și mai atipică business-ului nostru și faptului că nu suntem o afacere globală în România, încă nu suntem prezenți în toate orașele, nu suntem în zona de retail, să spunem că acoperim toate orașele prin prezența în hipermarketuri sau ceva. Deci încă nu suntem și atunci trebuie să ne adaptăm de la zonă la zonă. Așa este, Radu, uite, asta mi se pare o informație foarte utilă în adevăratul sens al cuvântului, să ținem cont și de factorul regional atunci când setăm campaniile noastre de promovare și atunci când vrem să atingem o țară întreagă sau cel puțin o bună parte din ea. Apropo de TikTok, să știi că îți propun să rămâi alături de noi pentru că în curând o vom avea alături pe Laura Savu și vom avea o discuție foarte amplă despre TikTok, dar nu înainte să vorbim cu Raluca. Acum este momentul în care, Radu, vreau să-ți mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația noastră. De fiecare dată e o plăcere și suntem alături de voi și într-adevăr e păcat că nu ne-am întâlnit față în față. Uite, era și zăpadă acum la Pârâu Rece, dar sunt convins că în primăvară sau în vară, când Marta crede de cuvință și se va putea să se facă tabăra, o vom face și vom fi cu toții acolo și ne dorim. Dar vedeți și voi că companiile care
și au văzut de treabă, companiile care au fost inovative, chiar dacă și noi am trecut anul ăsta prin diverse perioade dificile, am mers mai departe și ne-am reinventat și am găsit metode să ieșim cu produse noi. Chiar dacă și noi am închis locații, am redeschis altele, este firesc și nu trebuie să fie o rușine că uneori faci curățenie în propria companie, poate și prin a închide sau a lua decizii mai dure. Dar din păcate în România companiile aleg calea să bage sub preș astfel de lucruri și mie nu-mi place treaba asta. Trebuie să spui exact ce faci, pentru că clientul și investitorii și cei care în cazul nostru cumpără franciză sunt foarte, foarte atenți la treaba asta. Business-ul nu înseamnă numai plus, mai înseamnă și minus uneori. Dar asta e. Ne place sau nu ne place, asta e comunicarea în România și ar trebui să o facă mult mai corect și mult mai să nu o facă atât numai bombastic și să că am făcut, am deschis și să umfle cifrele și tot. Trebuie să fii realist și să spui când greșești, pentru că așa pare un business corect și un business care într-adevăr are viață, nu este o chestie artificială care când ai înțepat-o s-a desumflat total. Cât de bine ai punctat, această trăsătură a societății noastre, ideea fricii de a greși, frica de a închide o locație, frica de nu cumva da faliment sau așa și rușinea, că nu e vorba doar de frică, e vorba de rușinea socială, mi se pare că trebuie reglată și mă bucur că ai punctat asta, pentru că din punctul meu de vedere și am observat asta în jurul meu, de fiecare dată când o persoană, o companie, un startup și așa mai departe au întâmpinat o provocare și poate că au închis o locație sau poate că au bătut un pic pasul pe loc, parcă de fiecare dată au reușit să găsească o altă soluție, să-și iasă din zona de confort, astfel încât să meargă mai departe. Iar asta ne dorim și noi. Radu, îți mulțumesc mult de tot că te-am avut alături încă o dată. Zi faină și pe data viitoare, pentru că Mocer ne vom reîntâlni des. Salut, cu drag! Și noi și revenim într-o notă optimistă, pentru că despre asta este vorba. Cum spunea și Radu, sperăm la primăvară, la vară să ne revedem și Marta să facă ceva și vorba Martei care era acolo în spate, dar cine sunt eu, Moș Crăciun, ca să fac să dispară. Ei bine, Marta, noi vrem să fim Moș Crăciun și dacă poți cumva să faci să dispară toate problemele și pandemia, ne-am bucurat maxim, dar până atunci